Bună seara și bine v-am găsit sau bine ați venit într-o locație frumoasă, o locație tradițională, Hanul Alcuței. Să petrecem împreună această seară, doamnelor și domnilor. Sunt onorat să vin în fața dumneavoastră în această seară, pentru că este vorba de o seară festivă, de un eveniment important în viața unei firme care face succes de 30 de ani. Astăzi, așadar, petrecem împreună împlinirea vârstei de 30 de ani al brandului Marsat S.A. Aplauze, vă rog! Și dacă este zi de sărbătoare, vă invit să urmărim împreună un mic filmuleț de prezentare al societății, creat special pentru această seară. Amintesc, parcă a fost ieri. Am pornit la drum, deși au trecut 30 de ani. De 30 de ani susținem agricultura în România. 30 de ani de activitate, 30 de ani în care am lucrat împreună, în care am avut atât satisfacții cât și multe supărări și tristețe, dar am reușit să fim învingători și acest lucru este cel mai important. De aceea trebuie să continuăm, să fim mult mai puternici și să ducem mai departe ce am realizat până acum. La mulți ani! Aplauze. După 30 de ani, o mare familie, Marsat S.A. Mulțumesc și eu personal, în calitate de director al ansamblului Corii Codrii Neamțului, pentru această frumoasă colaborare. Ne cunoaștem de ceva timp, mulțumesc domnul Balcar, și am plăcerea de a-l invita pe scenă pe cel care a pus bază, a construit și conduce cu succes de 30 de ani societatea Marsat S.A., domnul Balcan Vasile. Da, căutăm umbra. Mai întâi vreau să vă urez, dragi invitați, bine ați venit. Să vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre de a participa la această mare zi de sărbătoare a societății noastre.
Sunt 30 de ani de activitate, 30 de ani de activitate în privat, care clar că nu au fost totdeauna cei mai frumoși, cei mai, să zic eu, așa așteptați ani. Am avut și momente grele, dar dacă am merge în trecut și ne-am aminti începuturile, practic provenim din fostul SMA Bâra, Acromec Bâra, unde în 1981 am fost repartizat ca stagiar absolvent al Facultății de Mecanică Agricolă Iași. După 10 ani s-a înfăptuit privatizarea, practic în toți acești 40 de ani am fost, pot să zic, la aceeași firmă, doar 3 ani am avut o ieșire din decor, să zic, lucrând în cercetare, fiind șeful laboratorului de mecanizare a culturii sfeclă de zahăr, Institutul Fundulea. Dar producția clar că m-a atras, iar odată cu nașterea fiicei mele, în anul 1986, am început activitatea de producție pe care am urmat-o până în zilele de astăzi și poate o mai fi și în anii viitori câțiva. Ce pot să zic? Mulți m-au întrebat Marsat, ce înseamnă Marsat? Practic, sunt inițialele obiectului de activitate cu care am început, obiectul de activitate cu care am început noi serviciu în noua societate privatizată, respectiv mecanizarea agriculturii, serviciu auto și transport. Deci, o denumire creată ad hoc și care în timp și-a creat un renume, un renume normal, creat prin multă muncă și multă implicare. Dacă cineva crede că ne-am privatizat societate care stătea pe un sac de bani, se înșeală amarnic, în sensul în care fostul SMA Bâra avea o cheltuială planificată de 1.287 de lei, adică mai pe înțelesul oricăruia, pentru 1.000 de lei venituri cheltuiam 1.287. Deci, în aceste condiții, clar că o societate în economia de piață nu își putea avea niciun câștig și clar că nu putea supraviețui niciun moment. Dar am avut curaj atunci, am diversificat foarte mult activitățile în sensul în care tot ce credeam de cuvință că ne pot aduce venituri la nivelul societății, am făcut, de la exploatare forestieră, panificație, morărit, zootehnie, fabrică de lapte, fabrică de biodiesel, deci multe activități care pentru moment ne-au realizat acel profit care practic a dus societatea înainte. Dacă ar fi să privesc ca un an de referință, m-aș gândi la anul 2008, un an în care Andreea s-a angajat la firma noastră, la fel proaspătă absolvente a Facultății de Economie a SEU-ului București și practic din acel moment societatea a prins alt curs, a avut alt țel, acela de a fi cea mai bună și de a căpăta un renume atât național cât și internațional. Zic eu că lucrul ăsta s-a întâmplat în mare măsură, în sensul în care în toți acești ani societatea a înregistrat numai profituri și un lucru care a adus-o în această poziție este faptul că practic, în toți acești ani, tot profitul a fost reinvestit. Lucru care a capitalizat societatea și i-a creat atât o independență investițională, cât și economică.
Dacă ar fi să vorbesc despre Andreea, cei care nu o cunosc, probabil ar zice că îmi laud fica și nu este deloc adevărat. Ea își merită toate laudele, emoțiile mă încearcă. Își merită de deplin toate laudele, fiindcă din primul moment care s-a angajat la societate, a depus eforturi deosebite printr-o implicare exemplară și prin rezolvarea tuturor problemelor care, cu care s-a confruntat societatea. Și sunt sigur că și de acum înainte va face același lucru și societatea va ajunge pe noi culmi și va realiza noi idealuri. Cu acest gând, clar că voi putea pleca și eu liniștit la pensie. Iau de 2 ani pensia, dar mai activez și probabil voi mai activa până se va plictisi de mine. În speranța că echipa de la Marsat va fi același renume pe care l-am creat până în acest moment. Mulțumindu-vă! Mulțumindu-vă din nou pentru că ați dat curs invitației noastre, urându-vă tot binele din lume și să fim aproape mereu. Vă urez petrecere frumoasă. La mulți ani, invitați! La mulți ani, Marsat! Mulțumesc! Invit în fața dumneavoastră, tot în aplauze, pe doamna Andreea Tăruță. Bună seara! Am să vă rețin foarte puțin, promit. Am să încep prin a-mi cere scuze pentru emoții, este greu după cuvintele tatălui meu. Am să încep prin a mă adresa întâi colegilor mei. Țin să vă felicit pentru toți anii de lucru în cadrul societății. Vă mulțumim pentru toată implicarea pe care ați avut-o în decursul anilor. Vă doresc multă sănătate, vă mulțumesc pentru prietenie, comunicare, pentru înțelegere și sprijin, pentru unanimitate și forță colectivă. Vă doresc multă, multă sănătate, prosperitate și îmi doresc ca mulți ani de acum înainte să colaborăm, la fel cum am lucrat și până acum și să formăm o echipă minunată. Vă mulțumesc! În al doilea rând am să mă adresez partenerilor noștri. Vă mulțumim că ne-ați onorat cu invitația în această seară. Am să vă adresez un mesaj... mă scuzați, am să vă adresez un mesaj de apreciere pentru loialitatea cu care ne-ați onorat în decursul acestor ani. Vă mulțumim pentru acest lucru și suntem mândri că am avut ocazia să colaborăm cu dumneavoastră. Sunt sigură că așa cum dumneavoastră faceți parte din povestea de succes al Marsatului, la fel și Marsatul face parte din povestea dumneavoastră de succes. Îmi doresc ca și de azi înainte să păstrăm aceeași colaborare reciproc avantajoasă și vă doresc mult succes în continuare. Vă mulțumesc! Și nu în ultimul rând am să mă adresez tatălui meu. Felicitări pentru tot ce ai realizat până acum. Felicitări pentru cei 30 de ani de activitate. Ești un model pentru mine, ești un model pentru toți din sala asta și nu numai, sunt sigură. E greu să găsesc cuvinte pentru a descrie ce fel de om ești. Însă, așa cum universul nu are limite, este nesfârșit, la fel fără limite este și respectul meu pentru tine și recunoștința pentru toată bunătatea și înțelegerea de care ai dat dovadă. Îți mulțumesc că m-ai primit cu brațele deschise să lucrez alături de tine. Îți mulțumesc pentru tot ce m-ai învățat. Îți mulțumesc că m-ai sprijinit și îți mulțumesc că ai avut încredere în mine.
Exact. Îți doresc multă, multă sănătate, mult succes în continuare și îmi doresc ca cel puțin încă 30 de ani de acum înainte să lucrăm împreună și să formăm aceeași echipă de succes. La mulți ani, la mulți ani, Marsat, și vă doresc o seară minunată. Mulțumesc! O familie mare și frumoasă. Muncă, pasiune, sacrificii. La mulți ani, Marsat! Mulțumim și felicitări o dată domnului Balcan Vasile. Conducerea societății Marsat ar dori să mulțumească tuturor invitațiilor din această seară, colegi, familie, prieteni, pentru că au contribuit la crearea acestei povești de 30 de ani a societății Marsat. Domnul Balcan Vasile și doamna Tărâță Andreea ar dori să acorde câteva premii de excelență pentru cei mai vechi și de nădejde angajați ai companiei. În aplauze dumneavoastră, societatea Marsat mulțumește lui, domnului, doamnei, Blaj Claudia, pentru cei 30 de ani de activitate. Cu mulțumiri și aprecieri domnului Enache Bogdan pentru cei 28 de ani de activitate. Marsat S.A. mulțumește și domnului Tănase Ion pentru cei 27 de ani de activitate. Invităm alături de noi pe doamna Enache Nicoleta pentru cei 26 de ani de activitate. Marsat S.A. mulțumește doamnei Elena Puiu, 24 de ani de activitate. Felicitări doamnei Daniela Mustață, 21 de ani de activitate. Daniela Mustață. De asemenea, invităm alături de noi pe domnul Adrian Mustață, 19 ani de activitate. Marsat S.A. mulțumește și domnului Denis Popovici, 17 ani de activitate. Invităm alături de noi pe domnul Gheorghe Bereanu, 15 ani de activitate. Cu mulțumire alese domnului Gabriel Zamfiroiu, 13 ani de activitate.
activitate, s-a mulțumește domnului Viorel Manolache, 11 ani de activitate. Societatea Marsat mulțumește doamnei Elena Patachi, 9 ani de activitate. Pentru cei 7 ani de activitate, cu mulțumire alese Ioan Neagu. Și domnului Ciprian Niță pentru cei 6 ani de activitate. Felicitări încă o dată și la cât mai mulți ani de activitate. În continuare, Societatea Marsat ar dori să acorde premii pentru excelență în afaceri celor mai vechi parteneri. Invităm pe scenă reprezentantul POP Silaghi, Business Agro Consulting SRL. Invităm alături de noi pe domnul Dobos Iulian PFA. Dumneavoastră, o familie la fel de mare, domnul Tăriță Mihai, grupul de firme TCE. Partea Marsat SA, domnul Tănase Ioan, întreprindere individuală, Tănase Ioan. Doamna Emanuela Vasiliu, întreprindere individuală, Vasiliu Emanuela. Alese Musteață, Iamandi, Sece, Menca, SRL.
Marsat mulțumește SC Vasidora SRR, domnul Ceaușu Vasile. Invităm alături de noi pe doamna Delia Samson, Societatea Agricolă Ion Ionescu de la Brad. Doamna Maria Costea, Societatea Agricolă Moldoveni. Doamna Elena Costea, doamnă scuzați, o să vă rectăm. Invităm atât de rău pe domnul Cenușă Gheorghe, Societatea Agricolă Trei Sate. Încă o dată aplauze pentru dumneavoastră, toți cei prezenți, pentru activitate și pentru colaborare. Marsat S.A., domnul Balcan Vasile. Și nu în ultimul rând aș vrea să dau onorific un premiu pentru perseverență și implicare lui Andreea Tăriță. Hai că facem schimb, mă, nu pleca. Am onoarea să-ți acord din partea întregului colectiv Marsat un trofeu mai special. Aici vezi că e așa, liderii puternici sunt cei care aleg direcția și ne învață să îi urmăm. Dorim ca cu această baghetă specială să ne dirigezi în continuare și mulți, mulți ani de acum înainte ca să fim în continuare aceeași echipă de succes. Mulțumim! Aici. Și un mic cadou din partea tuturor. Felicitări! Vă mulțumim! Aplauze Marsat. S-a aplauze domnului Balcan Vasile. În continuare, colegii de facultate al domnului Balcan Vasile au dorit să îi transmită un mesaj de felicitare. Vă invit să-l ascultați. Colegii de facultate ai domnului inginer Vasile Balcan, absolvenții promoției 1981 a Facultății de Mecanică, specializarea în mecanică agricolă, Institutul Politehnic Gheorghe Asahi din Iași, adresează și pe această cale felicitări colegului lor cu ocazia aniversării a 30 de ani de la înființarea firmei Marsat Roman. Ne pregătim acum să ne revedem după 40 de ani de la absolvirea facultății și iată că avem un nou prilej de bucurie să marcăm realizarea excepțională a colegului nostru, care onorează din plin diploma de inginer mecanic agricol și care face cinste școlii noastre dragi. Oriunde ne-am afla, fiecare dintre noi, în țară sau în lume, atunci când auzim că este menționat numele inginerului Vasile Balcan sau al companiei Marsat Roman, spunem cu plăcere că da, am fost coleg de facultate cu domnul Balcan. În 30 de ani de când și-a luat practic soarta în propriile mâini, prin muncă intensă și inteligentă, colegul nostru a contribuit la progresul agriculturii în inima Moldovei, inovând și experimentând continuu, ajutându-i pe toți cei cu care a colaborat și ținând legătura strânsă cu școala care l-a format.
Marsat este astăzi un nume recunoscut la nivel național și internațional, iar propunerile și exemplul inginerului Vasile Balcan sunt luate în discuție și aplicate la cele mai înalte niveluri în sfera agriculturii. Felicitări, stimate coleg, pentru realizările tale care ne bucură și ne inspiră. Felicitări pentru familia ta și pentru echipa Marsat pe care ai construit-o cu talentul de leadership care te caracterizează. Cu drag, colegii de facultate. Acestea fiind spuse, continuăm seara în muzică, cântec, joc și voie bună, dar nu înainte de a invita alături de noi oricine care dorește să mai transmite un mesaj domnului Balcan. Curaj, doamnă! Bună ziua, bun găsit tuturor! Felicitări gazdei noastre, felicitări reprezentanților acestei unități performante în ceea ce înseamnă activitatea agricolă. Sunt Petronela Cotea Mihai, reprezentant al radioului public regional, Radio România Iași, pentru cine nu mă cunoaște. Din fericire, cu mulți dintre dumneavoastră, cei care sunteți aici, mă știu și mă bucur să mă reîntâlnesc într-un moment fericit, într-un moment în care Marsat Roman, coordonată de către domnul Vasile Balcan și iată atât de frumos și de către Andreea Tărâță Balcan, împlinește 30 de ani de la înființare. Cu siguranță, domnule inginer Vasile Balcan, de multe ori în acești ani ați ridicat privirea spre cer, căutând ploaia sau căutând să alungați grindina și alte posibile necazuri. De data aceasta ridicați ochii spre cer, a mulțumire că a existat un parcurs atât de frumos. Iar din acest parcurs a făcut parte și emisiunea pentru sate de la Radio Iași, emisiune difuzată duminica dimineața. Și pentru că ați fost generoși dumneavoastră și colaboratorii și partenerii și toți cei care au avut un cuvânt de spus pentru a oferi un plus de conținut emisiunilor noastre, vrem să vă mulțumim pentru invitația adresată astăzi aici, să vă fim alături, vă suntem recunoscători și vrem să vă oferim și semnul nostru de prețuire pentru colaborarea verificată în timp. Cred că sunt minim 25 de ani de când sunteți alături de Radio Iași și cu siguranță acest cuvânt va fi fost transmis cu multă căldură și de către domnul inginer Carol Iacobuțe, care mi-a fost șef, de la care am învățat meserie și care mi-a făcut cunoștință și cu dumneavoastră. Așadar, permiteți-mi să vă ofer acest certificat de apreciere, domnule inginer Vasile Balcan. Și am să citesc mesajul. Cu ocazia împlinirii a 30 de ani de activitate a societății Marsat Roman, județul Neamț, și în semn de prețuire a colaborării instituționale cu Radio România Iași, oferind un plus de conținut emisiunilor de specialitate și contribuind la dezvoltarea agriculturii și a spațiului rural din România. Felicitări! Și același gând frumos și cred, după cum am văzut așa în ultimii ani, a ales speranța și a ales succesul. Același gând frumos, deci, pentru Andreea Tărâță Balcan, certificat de apreciere. Un semn care sperăm să rămână peste ani, ca mărturie vie a acestor momente. Încerc să trag de timp, pentru că mai tânăra generație își cere drepturile. Dreptul la mamă. Uite, Andreea, dacă îmi permiți, îi ofer lui Andrei această ce... Nu, pentru că mai are de lucru și va veni și momentul său. Mulțumesc încă o dată, mult succes și să ne revedem cu bine. Mulțumim tare mult și oricând Radio Iași a fost și este alături de noi. Și ca să continuăm petrecerea într-un stil tradițional, îmbinăm tradiția cu Marsat și mulțumim încă o dată domnului Balcan pentru invitație și din partea noastră, ansamblul folcloric Cotri Neamțului, urăm mulți ani trăiască și invităm alături de
dumneavoastră să petrecem împreună pe solistele Evelina Ghiba, Andreea Mardare, Delia Antochi și Maia Angel și ansamblul folcloric Codrii Neamțului. Vă invităm alături de noi să cântăm, să jucăm împreună. Reprezentanții firmei, poftiți aici cine